ziua, sunt Alexandra Sănescu, bun găsit la De Gardă. Tiroida este una dintre cele mai mari și importante glande ale organismului. Ea aparține sistemului endocrin, controlează procesele metabolice, sinteza proteică și sensibilitatea generală a organismului față de acțiunea altor hormoni. Despre ce afecțiuni vorbim în cazul tiroidei aflăm din materialul ce urmează. Tiroida este o glandă unică situată în regiunea anterioară a gâtului. E vizibil atunci când este mare, deci când e o creștere patologică a glandei. Ea, în mod uzual, este o glandă foarte activă și foarte utilă, de altfel ca toate celelalte glande din organism. Intervine în asigurarea unui metabolism bazal corect și, în plus, în o multitudine de procese metabolice care, fără hormoni tiroidieni în mod obișnuit, în cantități normale în sânge, ar suferi. În plus, este foarte importantă la copil, imediat după naștere, în maturarea sistemului nervos central și, iarăși, fără hormoni suficienți, inteligența copilului suferă. Bolile tiroidei sunt destul de numeroase și se pot referi atât la funcția ei, deci la secreția de hormoni tiroidieni, cât și la structura ei. Mai pe înțelesul tuturor, la formarea de noduli, care noduli pot fi benigni sau maligni, adică cancer. Există, desigur, și boli în care și structura și funcția tiroidei sunt modificate, de exemplu, într-o gușă polinodulară cu hipertiroidism. Funcția tiroidei poate fi modificată atât în sensul de exces, deci hormoni tiroidieni în plus, sau de deficit. Insuficiența tiroidiană înseamnă o cantitate mai mică de hormoni în sânge. Amândouă produc complicații, nu numai la nivelul tiroidei propriu-zis, cât și la nivelul întregului organism. Hipertiroidia, care se manifestă pe scurt prin transpirație excesivă, prin palpitații, printr-un puls crescut, bătăi rapide ale cordului, insomnie, agitație, poate să se asocieze cu creșterea sau, mai precis, ieșirea în exterior a globilor oculare, exoftalmie se numește, cu creșterea în volum a tiroidei, deci cu apariția unei guși, și poate să ducă până la aritmii cardiace, infarct miocardic, asta pe lângă o scădere în greutate semnificativă cu scăderea forței musculare, astenie profundă, cu un pacient care, deși mănâncă mult, slăbește văzând cu ochii. Hipotiroidia produce semne contrarii. Un puls scăzut, deci inima bate mai lent, somnolență, o infiltrare a tegumentelor, omul devine buhăit, mai palid, lent în gândire, lent în mișcări, uneori poate să acumuleze lichide în plămâni, în pleură, de fapt, în jurul inimii, și toate acestea să afecteze inima, care e mai predispusă la infarct și la boli ischemice. Din fericire, hipertiroidia se manifestă de obicei destul de rapid și de brutal și e mai des diagnosticată, spre deosebire de hipotiroidie, care poate să se dezvolte foarte lent în timp. Discutăm chiar acum despre acest subiect la De Gardă cu invitata mea, doamna dr. Monica Gheorghiu, medic primar endocrinolog, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie din București. Bună ziua și bine ați venit la De Gardă! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Așadar, după cum am observat, după cum am urmărit și în material, afecțiunile tiroidei se răsfrâng asupra întregului organism. Cum se explică acest lucru? Prin paleta largă de acțiuni pe care o joacă tiroida în organism, mai precis hormonii pe care îi produce ea. Este o glandă regină, să spunem, pentru că influențează nu numai scheletul, cât și creierul, cât și inima, tubul digestiv, metabolismul energetic, bazal, metabolismul glucidic, proteic. Cred că puține lucruri scapă atingerii, în ghilimele, hormonilor tiroidieni. De aceea, poate să producă dereglări serioase, severe, la nivelul multor zone din organism și e foarte important ca toți specialiștii să aibă idee de aceste modificări posibile, pentru că uneori există tendința de supra-specializare, astfel încât pacientul se duce pentru un singur simptom la un specialist și în realitate să fie un semn al unei boli de tiroidă. Într-adevăr, știu că un număr foarte mare de persoane, până la 50%, sunt bolnave fără să fie diagnosticate de către specialiști, fără să știe. Depinde ce înțelegeți prin boală. Cum spuneam, tiroida are multe boli. Sigur. Fie de funcție, deci exces sau deficit de hormoni tiroidieni. Și dintre aceștia, hipotiroidia poate să apară nediagnosticată clinic cu mulți ani înainte de manifestările vizibile. Și există nodulii tiroidieni care apar ecografic la până la 40% din populație, iar la autopsie la 60% din populație, dar nu putem spune neapărat despre ei că este vorba de o boală a tiroidei. Da. Pentru că, de exemplu, în țara noastră, care este o țară cu o arie întinsă de deficit cronic de iod, nodularizarea gușii este frecventă. Sigur, nu ne-o dorim. Sigur, poate să ducă la complicații, dar nu înseamnă că toți locuitorii din acele zone care au câte un mic nodulaj tiroidian, ceea ce nu ne miră, au o boală de tiroidă și că repede operații, faceți ceva, disperați, se duc repede la primul endocrinolog să scape de tiroida lor. Cred că acesta este un exces de zel, da, să zic, din partea tuturor, de aceea e bine să se controleze, dar să nu dispere din această cauză. Care ar fi cauzele afecțiunilor tiroidei? Depinde iarăși de afecțiuni. Cum spuneam, lipsa iodului în apă și alimente, care este o problemă cronică a României, da, în curs de rezolvare prin legea universale a iodării sării, este un factor important de nodularitate în tiroidă. Și o tiroidă, o gușă, deci o tiroidă crescută în dimensiuni din această cauză, se nodularizează și poate produce hipertiroidie, hipotiroidie și acestea sunt boli serioase. Pe de altă parte, există boala autoimună de tiroidă, da, care cuprinde mai multe forme. Una fiind cu hipertiroidie, boala Basedow-Graves, cealaltă fiind tiroidita Hashimoto, care poate avea toate formele posibile. Hiper, hipo sau funcție normală tiroidiană, care poate avea noduli sau nu și care, într-adevăr, poate să fie diagnosticată doar în sânge prin prezența anticorpilor, fie antiperoxidază tiroidiană, fie antitiroglobulină, cu mulți ani de zile înainte. Pentru că vorbind de tiroidita Hashimoto, este important de știut că doar 1% din pacienții diagnosticați astfel, deci numai prin prezența anticorpilor în sânge, da, și care au funcție tiroidiană normală în clipa diagnosticului, deci, repet, doar 1% vor face hipotiroidie într-un an de zile. Și uneori pacientul trăiește o viață lungă și frumoasă și nu apucă să facă hipotiroidia, pentru că e vorba de o individualitate, de o reacție, un răspuns variabil la atacul acesta autoimun, pe care noi nu-l putem prezice la un anumit pacient. Pe de altă parte, se știe că stresul, sau a fost incriminat cel puțin, stresul ca una din cauzele hipertiroidiei, în special la boala Basedow. Fumatul știm că iarăși face rău, în special în hipertiroidie. Acolo sunt studii, da, absolut clare care dovedesc că fumatul poate fi catastrofal. Lipsa deficitului de seleniu poate iarăși să fie o cauză. Putem să vorbim și despre factorul genetic? Și acolo ajungeam. Da. Și despre factorul genetic. Există modificări genetice ale sistemului imun care se pot transmite fie de la părinți, fie apar de novo și care predispun la boala autoimună tiroidiană. Aceasta e o categorie de modificări genetice și există alte modificări care, de exemplu, produc, sunt mutații ale unor gene care duc la activarea tiroidei și la producerea de noduli care funcționează autonom și produc hipertiroidie. Și există un set întreg de gene modificate și de modificări epigenetice, deci ale unor proteine din, sau ale structurii genelor, care sunt incriminate în cancerul tiroidian, care acum sunt în mare studiu și care presupun o modificare genetică de regulă în mai multe etape. Avem gene care stimulează creșterea celulelor, oncogene, gene supresori tumoral, care au rol în mod fiziologic să blocheze o creștere nelimitată a celulelor, și când acestea sunt afectate prin mutații, deleții, deci când funcția lor nu e normală, atunci se poate produce cancerul. Deci teoria, am un nodul, vai, o să fac cancer, domnul doctor, doamna doctor, nu e chiar așa. De regulă, ori e cancer, ori nu e. În rare situații s-au descris, dar sunt foarte rare situațiile în care un nodul benign devine cancer. De obicei, e cancer de la început. Și noi asta trebuie să aflăm, când un nodul e canceros și când nu. De fapt, asta e problema. Aș vrea să facem o trecere în revista celor două tipuri de afecțiuni principale despre care se vorbește în acest caz, hipertiroidia și hipotiroidia, care ar fi semnele clinice și ulterior metoda de tratament. Semnele clinice diferă la tineri de vârstnici în ceea ce privește hipertiroidia. Clasic, ea se instalează la persoane în general tinere și de aceea acest tablou clinic este mult mai frecvent întâlnit, în care pacientul începe să transpire în exces, să se agite, să tremure, să fie inițial mai activ, intelectual, să pară într-o efervescență, dar care în timp, prin accentuarea hipertiroidiei, duce la fugă de idei, la labilitate emoțională, a cu plânge, a cu râde, la lipsă de concentrare, de atenție. Se pierde în greutate? Se pierde în greutate, uneori spectaculos, 20-30 de kilograme într-o lună, în ciuda unui apetit normal, ba chiar crescut. Se produce o slăbiciune a musculaturii, o scădere a forței musculare, astfel încât pacienții pot să nu mai poată urca treptele. Insomnii severe, care chinuie pacientul, și, bineînțeles, complicațiile cardiace, care la început sunt mai simple, cu un puls crescut, o tahicardie, dar care în timp pot să ducă la extrasistole, la insuficiență cardiacă, cu respirație dificilă la efort și, sigur, în cel mai rău caz, la infarctul miocardic. Așadar, evoluția poate fi rapidă? Evoluția poate fi rapidă, și spectaculoasă, dar din fericire, dacă este identificată boala la timp, și reversul este relativ rapid, cu condiția să nu fie afectat cordul foarte tare. Dar și așa, un pacient, de exemplu, în fibrilație atrială indusă de hipertiroidie, poate să-și revină foarte bine la ritm sinusal pentru tot restul vieții, numai prin tratamentul corect al bolii tiroidiene. Despre ce semne clinice discutăm în sensul hipotiroidie? În hipotiroidie, tot metabolismul, dacă îl privim așa în ansamblu, e încetinit. Și avem imaginea omului care abia se mișcă, abia vorbește, abia gândește, uită foarte tare și nu se recunoaște pe sine, dar nu-l recunosc nici cunoscuții. Pare mult mai îmbătrânit, spre deosebire de hipertiroidie, care aparent îți ia din ani, fizic. Hipotiroidismul, din cauza acumulării de lichide în țesuturi și a edemelor, a pleoapelor infiltrate, a privirii care pare stinsă, pare că te îmbătrânește cu câțiva ani. Acum, creșterea în greutate, care este foarte renumită, să știți că nu e chiar așa de mare cum crede lumea, adică în hipotiroidie poți să crești 5-10, să zic 12 kg, dar nu 30, nu 60. Acelea, de obicei, sunt acumulate prin mâncare prea multă, nu printr-o boală de glande. Constipația poate fi deranjantă, scăderea auzului, răgușeala cronică, care apare tot prin infiltrarea laringelui și a corzilor vocale și, din nou, tulburările cardiace. Pentru că de data asta inima funcționează mai lent, prea lent, apare bradicardie și e predispus pacientul respectiv la boli ischemice cardiace. Pe ce direcții merge tratamentul în cele două cazuri? În hipertiroidie, asta am vrut să vă spun, la vârstnic, hipertiroidia e mult mai dificil de identificat clinic, pentru că vârstnicul poate să nu slăbească atât de tare, poate să nu fie cald și să transpire și principala lui complicație să fie direct cea cardiacă vizibilă, uneori și osteoporoza, și să fie mai dificil de identificat și de aceea noi, în general, ca endocrinologi, recomandăm în fața unui pacient vârstnic care face din senin, să zic, o boală cardiacă sugestivă pentru hipertiroidie, să-i măsurăm un TSH în sânge care să ne spună măcar că sigur nu e tiroida de vină. În ceea ce privește tratamentul, în hipertiroidie există mai multe variante în funcție și de cauza hipertiroidiei. De obicei se începe cu medicamente, cu antitiroidiene de sinteză, în doză mare inițial și apoi se scad progresiv și e foarte important de menționat faptul că dacă nu scădem doza la timp, pacientului se inhibă tiroida prea tare și capătă semne clinice și aspect de hipotiroidie. Nu primește altă boală, da? E pur și simplu un blocaj prea intens cu medicamente. De aceea controalele se impun regulat. Sigur, în plus, administrăm tratament pentru tahicardie, pentru liniștirea pulsului rapid, a complicațiilor cardiace și așa mai departe, contra insomniei și tot ce e necesar. După care, în funcție de boală, se trece sau nu la chirurgie. Chirurgie care este indicată fie dacă pacientul nu se vindecă doar cu medicamente, dar asta se întâmplă doar în boala Basedow, nu și în celelalte tiroide nodulare cu hipertiroidie. Se mai practică atunci când este o gușă foarte mare, după ce o echilibrăm, sigur că va trebui să scăpăm de ea pentru ca pacientul să respire bine, dacă există și semne de compresie. Sigur că apelăm la alte metode, printre care și chirurgia, dacă pacientul face alergie sau nu tolerează în vreun fel antitiroidienele. Și mai avem o opțiune, iodul radioactiv, care este ușor de administrat în sensul că este un lichid sau o pastiluță, în funcție de modul lui de prezentare, pe care pacientul înghite și care produce necroza țesutului tiroidian hiperactiv, ceea ce în timp duce de regulă la hipotiroidie la un procent mare din pacienți. Deci iarăși trebuie urmăriți, nu trimiși acasă și să stea fericiți, gata, m-a rezolvat doctorul și nu mă mai duc niciodată, pentru că va veni după niște ani cu o altă boală la care noi ne așteptăm. De aceea îl și prevenim. Aș vrea să vă întreb și care este situația pacienților din România, dacă au aceștia acces la tratament, însă după o scurtă pauză de publicitate. Înainte de pauză vreau să vă amintesc faptul că Money Channel și Centrul Medical Academica vin în atenția dumneavoastră cu un cadou. Primii 3 telespectatori care vor suna la 021 2021 202 vor primi o consultație gratuită la doamna dr. Monica Gheorghiu, medic primar endocrinolog la Centrul Medical Academica. Așteptăm să sunați și să vă bucurați de acest premiu. Noi revenim la discuție după o scurtă pauză publicitară. Clinica Fenicia Dental vă așteaptă în zona Băneasa, în apropierea hotelului Fenicia. Fenicia Dental dispune de o echipă profesionistă de medici specializată în tehnicile moderne pentru stomatologie generală, pedodonție, chirurgie și implantologie la standarde europene cu prețuri accesibile. Fenicia Dental. Noi creăm zâmbetul. Se întâmplă zeci de evenimente. Pe cele mai importante, noi vi le punem în agenda. Vă aștept de luni până vineri într-o ținută obligatorie business, iar în weekend ne revedem așa cum v-am obișnuit la întâlnirea noastră 100% fashion. Oamenii de afaceri au nevoie de știri corecte, clare și analizate de specialiști la rece sau la cald. Dar oamenii de afaceri au dreptul. Și la opinia lor. Pot vorbi liber despre problemele lor, despre ideile lor, dar și despre ce așteptări au de la autoritățile statului. Prețuri, afaceri și pasiunea ale oamenilor de business sunt prezente în Newsline de luni până vineri, iar în imobiliare, investițiile, informațiile și sfaturile la The Money Channel sunt clare. România are peste 500.000 de IMM-uri. La Money Channel vă aducem zilnic un model de business sub lumina reflectoarelor. Mâine poate fi al dumneavoastră. Te invit alături de noi în fiecare seară pentru a descoperi împreună cum iau naștere și cum se dezvoltă modele de business demne de urmat. În fiecare seară, știrile care fac prima pagină a ziarelor, explicate și analizate pentru dumneavoastră. Am revenit la De Gardă, vă reamintim faptul că The Money Channel și Centrul Medical Academica vin în atenția dumneavoastră cu un cadou primii 3 telespectatori care vor suna la 0212021202 vor primi o consultație gratuită la doamna doctor Monica Gheorghiu, medic primar endocrinolog la Centrul Medical Academica. Așteptăm să sunați și să vă bucurați de acest premiu. Doamna doctor, vă întrebam înainte de publicitate care este situația pacienților din România, au acces aceștia la tratament? Sigur, au acces și la tratamentul medicamentos și la cel cu radioiod și la chirurgie. Sigur că în ceea ce privește tratamentul medicamentos ne-ar mai fi util un produs numit propiltiouracil pe care nu-l găsim în țară și care are o indicație, să zic, mai restrânsă la pacientele gravide, în special în primul trimestru de sarcină, și la pacienții care sunt alergici la tirozol, care este metimazolul, medicamentul clasic pe care îl folosim. Dar în rest... Dar se înscriu medicamentele pe lista de compensate? Da, sigur. Sunt compensate, da. Știu că dereglările glandei afectează femeile de 7 ori mai mult decât se întâmplă în cazul bărbaților. Cum acționează aceste probleme în cazul lor? În cazul bărbaților, în special în hipertiroidie, în boala Basedow, există un risc mai mare de exoftalmie și de evoluție mai proastă a acesteia, mai ales dacă sunt și fumători, dar fumatul afectează egal și femeile și bărbații în ceea ce privește această exoftalmie, dar în special bărbații pot să aibă o evoluție proastă. În plus, atunci când, de exemplu, avem un nodul unic tiroidian la un bărbat, riscul de cancer e mai mare decât la o femeie, tocmai pentru că la ei este mai rar întâlnit. Așa că suntem de 2 ori mai atenți, să zic, la un nodul la un bărbat decât la o femeie și suntem de 2 ori mai pisălogi în a le recomanda să renunțe la fumat, dacă se poate, definitiv într-o hipertiroidie. Însă de ce femeile sunt mult mai predispuse la aceste afecțiuni? E o predispoziție genetică, pe de o parte, și nu foarte clar explicată, în general. Știm că, în general, bolile autoimune sunt mai frecvente la femei decât la bărbați. Estrogenii ar putea juca și ei un rol, pentru că, de exemplu, sarcinile, în timpul sarcinii, când e o perioadă de toleranță imună bună, bolile tiroidiene, multe dintre ele se ameliorează și hipertiroidia, printre ele, în timp ce după sarcină, după naștere, hipertiroidia, de exemplu, se agravează. Ce este important de spus, apropo de sarcină, dacă tot am ajuns la acest subiect, este că hipotiroidia în sarcină nu numai că își continuă tratamentul, cu hormoni tiroidieni, la care vom reveni, că încă n-am vorbit despre hipotiroidie ca tratament, dar în sarcină tratamentul crește ca doză pentru a fi doza suficientă și pentru mamă și pentru copil și, mă rog, pentru mediul care e modificat în corpul mamei din cauza sarcinii. Deci nici de cum nu întrerupem un tratament, în general, endocrin unei femei, pur și simplu pentru că e gravidă. Trebuie urgent un consult endocrinologic. Să continuăm așadar ideea pe care o începusem mai devreme despre tratamentul în cazul hipotiroidiei, pentru că am discutat doar despre hipertiroidie. În hipotiroidie tratamentul este foarte simplu, cu hormon tiroidian sintetic, cu tiroxină, care se găsește de-a dreptul gratuit pe listele de compensări, așa că mai simplu și mai ieftin de atât nici nu se poate. Tratamentul urmează niște precauții, dozele inițiale în general sunt mici la pacientul adult și apoi cresc progresiv până la, dacă este necesar, doza unui om care nu mai are tiroidă și care este, de exemplu, în jur de 100-150 de micrograme de tiroxină. Există și preparate combinate tiroxină cu triodotironină, care este hormonul mai activ, care au avantajul acestui hormon un pic mai activ, dar și dezavantajul unor reacții adverse potențiale. De aceea tratamentul este de condus cu atentă supraveghere și individualizat de la caz la caz. Ce este iar important de spus, apropo de hipotiroidie, nu m-ați întrebat, dar urmează sigur să mă întrebați, este despre tratamentul la copii și despre hipotiroidia la copii, care este un pic altfel. În cazul nou-născuților și bebelușilor. Copilul care se naște cu hipotiroidie poate să o aibă din două motive. Cel mai adesea se datorează unui defect al tiroidei copilului și dacă mama e normală, sănătoasă și locuiește într-o regiune fără deficit sever de iod, atunci ea va fabrica suficienți hormoni cât să îi dea copilului pe perioada sarcinii și acesta se dezvolte normal. Deci la naștere copilul va arăta perfect. Dar unul din 4.000 de copii perfecți la naștere au această boală numită hipotiroidie și care începe să se manifeste imediat ce s-au desprins de mamă. Prin ce? Prin două lucruri majore. Prin lipsa creșterii în înălțime, creșterea copilului și, doi, printr-un defect în maturarea sistemului nervos central, care duce la o reducere progresivă a inteligenței copilului până la ceea ce se numește cretinism dacă rămâne netratat un timp lung după naștere. De aceea se face imediat după naștere, a doua, a treia zi, un test de screening neonatal pentru hipotiroidismul congenital, care e foarte simplu. Se înțeapă copilul în călcâi, se iau câteva picături de sânge pe o hârtiuță și acestea ajung la un laborator central unde se analizează. De regulă, în sub o lună, mama primește răspunsul dacă este hipotiroidism, că altfel nu primește niciun mesaj. Deci dacă e hipotiroidism, copilul trebuie retestat. Sunt cazuri tranzitorii și cazuri definitive și tratamentul se începe cu tiroxină în doză mare de data asta, mare pentru greutatea și suprafața copilului și se continuă toată viața de cele mai multe ori. Cu tratament corect și la timp instituit, copilul e aproape ok, deci dacă își face tratamentele și controalele așa cum trebuie, va avea o dezvoltare normală. Dar putem vorbi despre efecte secundare ale tratamentului în cazul copiilor? Dacă doza nu e potrivită, deci dacă doza e prea mică, atunci pot să apară semne de hipotiroidie și ținând cont de faptul că e influențată creșterea, copilul să rămână ceva mai scund decât trebuie, cu o dezvoltare mai întârziată și ca reflexe și ca motricitate și, bineînțeles, ca inteligență, ca instalarea pubertății. Dacă tratamentul este în exces, atunci copilul este slab, agitat, cu tulburări de atenție. Deci pot exista reacții adverse. Așadar trebuie foarte bine ținută sub control medical, sub observație. De asemenea, știu că hipotiroidia se manifestă diferit la pubertate și la menopauză, care ar fi cele mai importante diferențe. n-aș zice că se manifestă într-un mod cu totul deosebit. Spuneați ceva mai devreme că vârstnicii pot avea alte simptome? Da, dar nu neapărat la menopauză. Da, deci nu e o relație directă cu menopauza la femei. Sigur. E adevărat faptul că, de exemplu, hipotiroidia, mai ales cea autoimună, se depistează la femei în jur de 50-60 de ani. Dar nu neapărat legat de menopauză, ci de faptul că a evoluat suficient timp ca să apare clinic semnele de hipotiroidie. Iar la adolescent, hipertiroidiile în general produc, sau preadolescent, o creștere accelerată în înălțime și iarăși la adolescent mai pot exista variații tranzitorii ale hormonilor tiroidieni și de aceea nu neapărat, sigur, depinde de la caz la caz, dar nu neapărat ne aruncăm la o intervenție radicală, gen chirurgie, până nu stabilim cu certitudine un diagnostic. Când ar trebui ca pacientul să-și pună semne de întrebare? Când ar trebui să se prezinte specialistului și cărui specialist se prezinte? Endocrinologului sau sunt mai mulți medici implicați? Depinde de simptome. Dacă are o colecție a celor simptome pe care tocmai le-am precizat, atunci ar trebui să se adreseze direct endocrinologului. Dar, sigur că cel care, cel puțin teoretic, ar trebui să identifice această boală e medicul de familie, cu condiția ca pacientul să se ducă la el. Că uneori nu se duce nicăieri și vine direct cu insuficiență cardiacă în ultimul hal. Vai de mine ce mă fac, m-a văzut cardiologul deja și mi-a zis că e de la tiroidă. Da. Și atunci, bietul medic de familie nu poate fi tras la răspundere că pacientul n-a călcat pe la cabinetul său. Pe de altă parte, dacă apare un nodul, o formațiune, orice, la nivelul gâtului, sigur, pacientul trebuie să vadă un endocrinolog. Dar nu și când are senzația de nod în gât. Senzația de nod în gât, foarte larg răspândită, de obicei este datorată anxietății. Rarisim e datorat tiroidei. De obicei unei tiroide mari, unei guși pe care o vezi. Rar există și gușa care se dezvolte mai mult în jos spre interior, dar sunt niște cazuri excepțional de rar. Deci senzația de nod în gât, întâi medic de familie și dacă e nevoie psihiatru și eventual un screening pentru hormoni tiroidieni, dacă sunt modificați atunci pot să ajungă la endocrinolog, dar se va întâmpla rar, vă asigur. Da, într-adevăr, pentru că vorbim și despre semne fizice la nivelul corpului, în afară de umflătura specifică, ar exista și alte semne? Semnele generale pot să apară în multe locuri. În afară de cele cardiace, apar semnele psihice, despre care v-am spus că uneori sunt pe locul întâi, sigur, ca importanță în ochii pacientului. Însă fizic, doar la nivelul corpului vizual, să spunem, vorbim doar despre umflătura specifică. Tiroida crescută în volum nu trebuie confundată cu o boală de tiroidă activă din punct de vedere secretor. Da. Deci avem guși care nu secretă nimic în plus și nimic în minus. Ele strică doar prin prezența nodulilor, prin semne de compresie și prin grija că ar putea fi cancer sau nu. Și avem hipo- și hipertiroidii frecvent, care nu au gușă. Deci nu se vede gușa deloc, tiroida e perfect normală sau chiar mai mică decât trebuie. Da? Alte semne care ne pot orienta sunt depresia, de exemplu, care se asociază mai frecvent cu boala autoimună de tiroidă și cu hipotiroidia, mai ales depresia postpartum, după naștere. Acolo există o asociere bine documentată cu tiroidita autoimună. Și de asemenea, tulburările la copil de concentrare, când brusc îi scade eficacitatea școlară, să spunem, atunci iarăși merită văzut ce se întâmplă cu tiroida. O altă afecțiune despre care ar trebui să discutăm în acest context este reprezentată de nodulii tiroidieni. Urmărim chiar acum un material despre acest subiect și comentăm după ce le urmărim. Nodulii tiroidieni sunt creșteri anormale sau tumefiere apărute la nivelul glandei tiroide. Majoritatea nodulilor nu sunt canceroși și nu creează probleme. Există însă și noduli canceroși. Aceștia trebuie excizați chirurgical. Când un nodul produce prea mulți hormoni tiroidieni, apare hipertiroidismul, glanda fiind hiperactivă sau suprafuncțională. Sunt o problemă, în primul rând, prin prevalența lor mare. Sunt foarte frecvenți. Mai ales în țara noastră, care este o țară în care o mare suprafață are încă un deficit cronic de iod în apă și în alimente. Și acest lucru produce stimularea formării de noduli tiroidieni, care, sigur, dacă sunt maligni, adică dacă este cancer, atunci trebuie tratați urgent, pentru că altfel pun viața în pericol. Majoritatea însă, în special în zonele endemice, sunt noduli benigni. Dar asta nu înseamnă că lumea nu se sperie. Nu se cunoaște cauza exactă a nodulilor tiroidieni. Se știe totuși că cei expuși radiațiilor au un risc mai mare de dezvoltare. Expunerea la radiațiile din mediu sau iradierea terapeutică anterioară a capului, gâtului sau toracelui crește riscul de noduli tiroidieni. Experții apreciază că aceștia se transmit genetic. Dacă este asociată cu o altă problemă a glandei, riscul de nodul tiroidien este mai mare. Trebuie întâi diagnosticat corect și apoi tratat corect. Uneori tratamentul însemnând nimic, doar supraveghere. Din fericire, nu toți nodulii se operează și decizia îi aparține endocrinologului, care, bineînțeles, că trebuie consultat de câte ori există o suspiciune de problemă tiroidiană și care merită consultat și atunci când există complicații cardiace, mai ales la vârstnici, a căror cauză aparent nu e clară. Pentru că de multe ori la vârstnici tiroida poate sta la baza unor tulburări cardiace importante și tratarea tiroidei poate ameliora foarte bine inima bietului pacient, în plus, pe lângă, sigur, tratamentul cardiologic. Majoritatea nodulilor sunt asimptomatici și sunt nesesizabili. Sunt descoperiți adesea la un examen de rutină sau la investigații precum tomografia computerizată sau ecografia. Dacă nodulul tiroidian este mare, poate fi palpat sau se poate observa o creștere în volum a gâtului. Tratamentul depinde de efectul produs de acești noduli. Dacă nodulul este benign și nu cauzează probleme, acesta va fi supravegheat îndeaproape fără a se utiliza altceva. Dacă apar simptome, pot fi necesare medicamentele sau intervenția chirurgicală. Medicamentele antitiroidiene și iodul radioactiv pot trata nodulii care determină hipertiroidism. Deoarece bolile tiroidiene pot da semne foarte diferite în organism, nu e rar întâlnit ca un pacient, de exemplu, care ajunge la gastroenterolog pentru tulburare de digestie, ca un pacient care ajunge la dermatolog pentru căderea părului, ca un pacient care ajunge la psihiatru pentru o depresie sau, dimpotrivă, pentru agitație, pentru anxietate, să fie trimiși la endocrinolog și să li se descopere o boală endocrină. E o colaborare strânsă între noi și celelalte specialități și cred în favoarea pacienților noștri. Am revenit la degardă. Doamna doctor, când ar trebui operație nodulii tiroidieni? Când sunt în creștere vizibilă, deci măsurați sau palpatori și sunt în creștere, când sunt diagnosticați ca și cancer tiroidian, și asta se poate face în cancerele tipice diferențiate tiroidiene prin puncția cu ax subțire, care este un examen citologic, vede ce celule sunt acolo și ne spune e suspiciune înaltă de cancer sau nu. Da. Trebuie de asemenea operați când sunt atât de mari încât produc compresie și dacă nu avem la dispoziție puncția, atunci trebuie operați când există suspiciune de cancer. Și suspiciunea de cancer este datorată în primul rând unor antecedente, gen iradierea despre care s-a vorbit. Sunt boli cu cancer medular tiroidian, este un alt tip de cancer asociat cu alte tumori endocrine în familii, cu neoplazie endocrine multiple și acolo sigur că orice mic nodul tiroidian trebuie evaluat și operat repede. Și când există semne ecografice de suspiciune, pe lângă prezența microcalcificărilor, noduli care sau un contur neregulat, care sunt extinși, care invadează capsula și așa mai departe. Cât de mare este riscul ca acești noduli să se transforme în cancer? Mic. Cum ziceam, în general, ori sunt cancer, ori nu sunt cancer. Da. Și atunci, sigur că un nodul care crește, în general, se operează chiar dacă este benign, pentru că este evident că nu-i putem opri creșterea și e previzibil că peste 5 sau 6 sau 10 ani va trebui oricum operat. Și atunci preferăm să-l operăm când pacientul este într-o condiție bună, da, pentru că este greu, aproape imposibil, ca vreun tratament să oprească creșterea unui nodul. Se încearcă tratamentul cu hormoni tiroidieni la pacienți din zone endemice, dar care au noduli în general mici. În acele guși de zonă endemică, la debutul lor, da, uneori tratamentul are efect. Dar, în general, un nodul constituit, să zic, de 2 cm, nu va dispărea niciodată cu tratament cu levotiroxină. Însă cum este evoluția în această formă de cancer? Cum ziceam, sunt mai multe forme de cancer. Cancerul diferențiat tiroidian, care este cel mai frecvent, se operează, în general se scoate toată tiroida și apoi se tratează cu iod radioactiv. Și ulterior se urmărește, da, clinic prin dozare de tiroglobulină în sânge și imagistic. Cele mai multe sunt cu evoluție foarte bună dacă nu au metastaze de la început. Există cancerul medular tiroidian, care este un cancer din alte celule decât cele tipic foliculare, ci din celule parafoliculare. Acesta doar se operează, deocamdată nu beneficiază de iod radioactiv și există niște medicamente aflate în studii clinice pentru încetinirea evoluției lui. Și există forma cea mai nefericită de cancer tiroidian, cea nediferențiată sau cancerul anaplazic, care are o evoluție rapidă și care, în afară de chirurgie, nu cunoaște alt tratament și aceea de obicei e doar paliativă. Cum influențează afecțiunile tiroidei stilul de viață al pacientului, viața socială, viața profesională? Depinde de boală. Sigur. Boala Basedow cu exoftalmie afectează foarte mult viața socială a pacientului și sunt asociații întregi de pacienți care se adună tocmai din acest motiv pentru a trece cu ajutorul psihologilor, cu ajutorul grupului peste impactul major asupra vieții lui sociale. Celelalte pot fi ținute bine sub control, pentru că nu sunt nici foarte vizibile și sunt și ușor de tratat. De asemenea, o altă afecțiune de care putem discuta este tiroida postpartum. Tiroidita postpartum. Da. După naștere, cum spuneam, autoimunitatea este stimulată și atunci poate să apară un proces tiroidian inflamator care poate merge în 3 etape. De obicei, la început, e de obicei nedureros. La început poate să producă hipertiroidie, după care trece ușor în hipotiroidie, da, și apoi de cele mai multe ori funcția tiroidei revine la normal. Există și situații în care hipotiroidia persistă după naștere și atunci trebuie tratată și în rare situații e o hipertiroidie care de cele mai multe ori a preexistat sarcinii. E o boală Basedow care a mers foarte bine în sarcină, poate chiar nediagnosticată și se manifestă după ce pacienta naște. De aceea, în această perioadă postpartum, diagnosticul trebuie să fie delicat și trebuie să fie individualizat la caz, iar pacienta urmărită îndeaproape pentru a vedea evoluția. Doctor, care sunt cele mai importante lucruri pe care pacientul ar trebui să le știe în cazul afecțiunilor tiroidei? În primul rând că boala poate fi ținută sub control, că el trebuie, da, să meargă regulat la medicul specialist și de câte ori e chemat. E foarte important. Și că tratamentele nu se opresc după ureche, nu se opresc atunci când ai senzația că ești bine, pentru că bolile sunt de multe ori de durată lungă și reapar. da? Și că e bine să-ți verifici hormonii tiroidieni înainte de a vrea să faci un copil, chiar dacă nu există un consens universal cu privire la acest lucru, noi totuși îl recomandăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost prezentă astăzi la DeGard. Am discutat cu doamna doctor Monica Gheorghiu, medic primar, endocrinolog la Centrul Medical Academica. Eu vă reamintesc faptul că Money Channel și Centrul Medical Academica v-au pregătit un cadou, așa că primii 3 telespectatori care vor suna la 0212021202 vor primi o consultație gratuită la doamna doctor Monica Gheorghiu, medic primar, endocrinolog la Centrul Medical Academica. Noi revenim cu câteva știri din domeniul sănătății după o scurtă pauză de publicitate. Începe anul în stil mare. Abonează-te la revista Forbes România, cea mai importantă revistă de business lifestyle, și vei câștiga. Te așteaptă stilouri de lux, mini-tablete și Marele Premiu, unul dintre cele mai râvnite ceasuri de lux din România. Primii 100 de abonați primesc garantat câte o pereche de ochelari de soare. Ofertă valabilă până pe 20 februarie 2014. Detalii pe Forbes.ro și în revistă. Forbes România. Businessul se scrie altfel. $73,7 milioane. La atât s-au ridicat încasările filmului Hobbitul, dezolarea lui Smaug în box office-ul nord-american. Difuzat de Time Warner și MGM Holdings, filmul a realizat încasări recorde și este în urmă față de primul film al trilogiei The Hobbit, An Unexpected Journey, care anul trecut a realizat încasări de $84 de milioane. Povestea continuă aventurile lui Bilbo Baggins pe parcursul călătoriei, alături de vrăjitorul Gandalf și cei 13 pitici în misiunea lor de a pune din nou stăpânire pe regatul pierdut, Erebor. Bilbo și însoțitorii săi trebuie să înfrunte numeroase primejdii și să parcurgă teritorii ostile pentru a ține piept în final dragonului Smaug. Prag de sărbători, CEO-ul celui mai mare mall din România și dezvoltatorul unor clădiri de birouri ne vinde câteva secrete din zona investițiilor în sectorul imobiliar. Cum a reușit David Lay să convingă o bancă nemțească să finanțeze proiectele de sute de milioane de euro și ne dezvăluie în exclusivitate zonele în care va investi masiv în 2014. Urmăriți un interviu de excepție luni, ora 18, la Metropolis. Revenit la DeGard, vă reamintim faptul că The Money Channel și Centrul Medical Academica vin în atenția dumneavoastră cu un cadou, așa că primii 3 telespectatori care vor suna la 0212021202 vor primi o consultație gratuită la doamna doctor Monica Gheorghiu, medic primar, endocrinolog la Centrul Medical Academica. Așteptăm să sunați în continuare la acest număr de telefon și să vă bucurați de premiu. Noi mergem mai departe. Medicii de familie au anunțat că de la 15 ianuarie nu vor mai elibera rețete compensate cu 90% din lista B pentru pacienții cu venituri de până la 700 de lei, decât dacă vor aduce o adeverință fiscală de la ANAF. Situația este generată de faptul că organele de control au depistat recent că unii pensionari beneficiau de medicamente compensate, deși veniturile lor depășeau plafonul stabilit prin lege, iar medicii de familie sunt trași la răspundere. Pentru pacienții cu venituri de până în 700 de lei, nu se vor mai elibera rețete compensate cu 90%, pentru medicamentele incluse la compensare cu 50%, decât dacă pacienții vor duce adeverință fiscală de la ANAF. Reprezentanții medicilor de familie au adus în discuție și faptul că tot ei trebuie să elibereze rețete pentru pacienții cu boli cronice, internați în spital cu alte afecțiuni. Aceștia spun că au fost situații când pacienții internați s-au învoit de la spital și au venit la medicul de familie pentru a-și lua rețeta pentru boala cronică. Medicii au solicitat CNAS ca prin sistemul informatic unic integrat să îi avertizeze în 24 de ore dacă un pacient apare internat. Președintele CNAS, Cristian Bușoi, a declarat că medicii de familie vor comite un abuz dacă vor elibera rețete compensate cu 90% din lista B pentru pacienții cu venituri între 0 și 700 de lei, numai în schimbul unei adeverințe fiscale. Acesta a adăugat că toate recuperările de sume imputate medicilor de familie se bazează pe decizia Curții de Conturi. În caz contrar, vor fi pasibili de pedepse, inclusiv penale. În ceea ce privește medicamentele compensate pentru pacienți cu venituri de până la 700 de lei numai din pensii, CNAS a trimis către Ministerul Sănătății și Guvern o propunere de modificare a hotărârii de guvern, care să stipuleze veniturile fiscale de până la 700 de lei și luând ca an de referință anul fiscal anterior încheiat. Astfel se va ști foarte clar din timp care sunt veniturile pentru anul anterior. Puțini români s-au lăsat convinși de abonamentele oferite de clinicile private, iar și mai puțini și le permit. Nici asigurările de sănătate nu prea au succes, semn că plata per serviciu va dăinui. Pentru cel mai ieftin abonament oferit de clinicile private de top din România, pacientul beneficiază de consultații nelimitate, de un set de analize de sânge o dată pe an și de reduceri cuprinse între 10% și 20% la alte investigații medicale. Cele de preț mediu includ serviciile oferite la reducere în abonamentul mai ieftin și servicii de urgență, plus reduceri la alte investigații. Cele mai scumpe abonamente includ aproape toate investigațiile medicale, plus consultații gratuite la psiholog sau la medicul nutriționist. Între cele trei există diferențe destul de mari de preț, cel mai ieftin fiind de 10 euro pe lună și constă mai ales în reduceri, iar cel mai scump ajungând la 125 de euro lunar, mai mult decât cheltuie un român în medie pe mâncare, adică 83 de euro, potrivit Eurostat. Este adevărat că nici cele mai scumpe abonamente nu asigură gratuitatea consultațiilor la medicii profesori, care necesită o coplată sau achitarea integrală a serviciului. Cât despre asigurările de sănătate, aici lucrurile merg și mai prost, pentru că sub 1% dintre români au încheiat astfel de polițe. Asiguratorii sunt însă optimiști și cred că odată ce legea le va clarifica rolul în asigurarea pachetului suplimentar de servicii de sănătate, piața va exploda. Sănătatea la pachet nu are prea mult succes la români, cei mai mulți având abonamente corporate, care sunt destul de restrictive la serviciile oferite. Clinicile private recunosc că românii nu se înghesuie să își facă abonament și că afacerile merg datorită plății per serviciu. Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a anunțat că în 2014 intenționează să pună în aplicare un program de dotare a spitalelor de urgență cu aparate de radioterapie. Ministrul Sănătății a declarat că prioritatea este reprezentată de radioterapie, în general imagistică, pentru că sunt multe locuri unde nu există un RMN, computer tomograf, un angiograf, mai ales la spitalele de urgență, unde acestea pot salva viața unui om. Puținii bani care există pentru investiții în 2014 vor fi dirijați pe dotare de echipamente de înaltă performanță, a spus Nicolaescu, după semnarea unui protocol cu Coaliția pentru Sănătate. În acest context, președintele Colegiului Medicilor, Vasile Astărăstoae, reprezentantul Coaliției pentru Sănătate, a arătat că în prezent în România sunt numai 28 de radioterapeuți. În 2011, în spitalele din România lucrau 20.600 de medici. La 1 octombrie 2013 mai lucrau 14.200 de medici în spitalele publice. Au fost blocate posturile, de aceea trebuie dezvoltat un program pe rezidențiat, așa cum s-a făcut program pe chirurgie cardiacă, a spus președintele Colegiului Medicilor. Ministrul Eugen Nicolaescu a admis că sunt lipsuri în spitalele din România. Știm că sunt foarte mulți bani care se consumă cum nu trebuie, sunt manageri care nu fac ceea ce trebuie, știm că sunt în multe locuri utilizați banii nepotrivit. Mai știm că oamenilor li s-a spus că li se dă tot pe degeaba, ceea ce știm foarte bine că nu e adevărat, că de aceea sunt plăți informale. Noi încercăm să micșorăm din aceste probleme, iar un proces de reformă durează ani de zile. Important este să îl începem, a adăugat Eugen Nicolaescu. În domeniul sănătății, România are în vedere 3 proiecte importante. Acestea vizează reglementarea produselor din tutun, măsuri de îmbunătățire a dispozitivelor medicale pe piața europeană, sustenabilitatea, accesibilitatea și cost-eficiența serviciilor medicale. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Alexandra Sănescu, vă dau întâlnire și miercuri la De Gardă la aceeași oră pentru alte informații din lumea medicală. O zi frumoasă să aveți, pe curând!